Sunt de vorbă cu domnul profesor universitar, dr. Alexandru Cecal, prorector al Universității Alexandru, fost prorector și decan al Facultății de Chimie. Câteva impresii în legătură cu evenimentul la care ați participat? Eu am participat cu plăcere împreună cu colegul meu, domnul profesor Gânjiu, la această acțiune organizată de către doamna profesoară Ada Macovei. Aici care v-a fost, am înțeles, și studentă. Da, mi-a fost și studentă și am avut și onoarea să o conduc la doctorat. Doctoratul a făcut sub conducerea mea, a avut o teză chiar destul de grea, deci a obținut hidrogen prin radioliza catalizată a apei. Adică, cu alte cuvinte, noi am obținut hidrogen din apă fără a prinde un chibrit. E o chestie de viitor, că hidrogenul va fi combustibilul viitorului și o energie curată, din câte înțeleg eu ca filolog, să zicem. Fiind doamna profesoară, fiind profesoară aici la școala viitoare, zicem. Am acceptat cu mare plăcere invitația domnului sale de a veni aici ca să participăm la această acțiune. Să știți că nouă ne-a plăcut, cel puțin mie mi-a plăcut foarte mult, cred că și colegul în Gânjo, această acțiune, pentru că a făcut-o cu niște copii, mici care nu au în cap cine. Și felicitări. Ei așa, cu biografie, cu scurte, istorioare din chimie, din asta, îi atrage pe copii în domeniul acesta destul de dificil. Și faptul că a implicat și cunoașterea limbilor străine, pe care dumneavoastră ați dat dovadă că le stăpâniți cadrul prelegerii dumneavoastră. Trebuia că nu ne putea mișca dacă nu vorbeam nimica și nu. Dar însă nouă ne-a plăcut faptul că a reușit să antreneze copiii aceia care așa, să și înțeleagă, că copiii au și înțeles ce au spus, nu au repetat ca niște papagali. Și au fost și creativi. Da. Și au fost și creativi, da. Deci felicitări și dacă ne mai invită, mai poate să mai stă de ce spuneți despre intenția doamnei conducătoare și doamnei profesoare de a proiecta o activitate în care să vorbească despre cercetători în viață, da, dintre care vă numărați și dumneavoastră, să spunem. Bun, o inițiativă în care este implicată și este binevenită. Aici este, în Botoșani, este o zonă care trimite un număr mare de tinerilor de statea Alexandria Cusatina. Care am înțeles că este, își păstrează și își ține rangul foarte bine. Da, ne-am reușit să ne obținem clasarea A. Suntem primele trei facultăți din România. Eu aș vrea să semnalez și prezența oaspeților din Italia și să convins că vor pleca de aici cu impresii mult mai bune față de impresiile cu care au sosit. Zicem, ei ne-au și declarat câteva și au fost, câțiva dintre ei au fost chiar impresionați de ce au văzut aici și despre de cultura noastră în special. Este un câștig mare pentru orașul este curat, cade, dacă și bine pregătite. Și deci este o zonă în care copiii sunt copii favorizați genetic. Deci sunt copii care fac față la orice solicitări intelectuale. Ceea ce asta impresia pe care avem noi, rememorând numeroși studenți care au provenit din zona Botoșani. Vă mulțumim frumos. Vă rugăm în final să vă recomandați. Domnul profesor Gânjiu. Gânjiu Dumitru. Gânjiu Dumitru, profesor universitar. Conferențiar la Facultatea Chimiei. Mulțumim frumos.